Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm o mașină extraordinară. Direct din familia AMG, îl avem aici prezent pe noul SL63 AMG. Încă din 1952, de când Mercedes-Benz avea nevoie de o mașină care să câștige foarte multe curse, a creat 300 SL. Pentru că a prins atât de bine la public, 2 ani mai târziu, în 1954, apare și versiunea de stradă. 7 generații mai târziu, până în 2022, apare noul SL. Haideți să aruncăm o privire să vedem exact cu ce vine nou. O să facem un review exterior, un review pe interior și abia aștept partea mea preferată. O să facem un test drive cu noul AMG. Mă bucur foarte mult că inginerii de la Mercedes păstrează pe noul SL un V8 curat, fără absolut nimic electric, cu două turbine și atinge 100 de km pe oră în doar 3,6 secunde. Acestea fiind spuse, hai să mergem direct înăuntru și să facem o plimbare cu mașina. Wow, cât de bine arată noul interior. Pentru că e un AMG veritabil, trebuie neapărat să auzim zgomotul cu Emotion Start. Prima dată îi punem contactul, așa cum prezentam și în vlogurile anterioare. Ok. Padela de plus. O ținem apăsată, piciorul pe frână și pornim. Wow! Cât de bine se aude! Cât de bine se aude! Haideți să facem un test drive, să vedem exact cât de stabil e noul SL63 și cum se descurcă cei 585 de cai putere. Cât de bine arată interiorul. Ador noile linii pentru partea de bord. Am aici o tabletă care mi-arată un afișaj extraordinar de sportiv. O să vedem în minutele următoare toate tipurile de afișaj, de la sport, confort, race și track pace. Incredibil arată. Noua tabletă așezată foarte frumos, exact ca la S-Class sau la C-Class, de ce nu, de 11,9 inch. Haideți să vorbim un pic și despre designul interior. Cu toate că este o mașină extraordinar de sportivă, inginerii de la Mercedes au avut grijă să o facă și extrem de confortabilă. Absolut tot interiorul este îmbrăcat în piele. Tot panoul de ușă, tot bordul, scaunele. E absolut incredibil. Wow! Nou SL știe foarte bine să accelereze în linie dreaptă. Wow! Un test drive extraordinar! Foarte tare mă bucur că am ocazia să conduc astfel de modele. Așa cum vă spuneam mai devreme, SL63 AMG, noul model ce păstrează o motorizare V8 cu 585 de cai putere. Haideți să vedem prezentarea mașinii. În partea din față recunoaștem familia AMG, grilă AMG Performance cu barele verticale, care vine în negrită fără absolut niciun ornament cromat din cauza pachetului Night 1, iar pachetul Night 2 ne ajută să facem absolut toată bara neagră și inclusiv farurile cu tentă închisă. O să vedem că și în spate stopurile sunt exact la fel cu tentă închisă.
noul SL. Primește și el cea mai nouă tehnologie pentru faruri. Sunt farurile Digital Light. Bara din față este desenată special, așa cum o numesc inginerii de la Mercedes, Jetwing. Aceste prize care arată extraordinar de bine și au rolul de a răci discurile până în spate. Incredibil! Cameră 360, toate radarele montate. Hai să vedem în lateral cum arată noul SL. Ce siluetă super frumoasă are noul SL. Jante pe 20, le primim din standard. Opțional putem să adăugăm și jante pe 21. Avem discuri mărite atât pe puntea din față cât și pe puntea din spate și primim metriere galbene. Dacă vrem să cheltuim vreo 9000 de euro, primim discurile ceramice. Acolo avem asistență la frânare garantată. Mai departe, un ornament foarte frumos, negru lucios, care se potrivește și cu o carcasa oglinzii pe negru. Mercedes îmi spune aici ce conduc, un V8 Biturbo 4Matic Plus. Mai departe, avem mânere retractabile, așa cum cele mai noi modele primesc mânerele aerodinamice. Primul a fost, clar, clasa S. Pentru a scădea câteva kilograme din greutatea mașinii, inginerii de la Mercedes adaugă acum soft top, în premieră pentru SL. Și el este opțional, astfel că în standard îl primim negru, așa cum l-avem pe modelul prezentat, dar putem să-i modificăm încă 3 culori. Hai să mergem mai departe! Cât de bine arată spatele acestei mașini! Extraordinar! Nici nu știu cu ce să încep. Primim siglă neagră de la pachetul AMG și inscripția AMG aici, împreună cu SL63, pentru maxim de aerodinamică. Primim eleronul mobil. Îl pot activa din mașină, îl pot activa manual pe înălțimea pe care o doresc. Dacă nu, imediat ce am intrat pe autostradă și viteza depășește 100 de km la oră, el se va activa automat și se va înclina în funcție de virajele pe care le iau. Mai departe, specific 63 AMG. Foarte frumos, în stânga și în dreapta sunt cele 4 evacuări cu forma hexagonală care îmi indică faptul că noi conducem un 63 AMG. Haideți să vedem și portbagajul. Am buton special pe cheie, îl pot activa de aici. Ador mecanismul, e foarte, foarte frumos. Un portbagaj încăpător, am aici și un spațiu de depozitare pentru kitul de pană. Avem aici un buton care mă ajută să fac mai mult spațiu doar atunci când mașina este capotată și în interior îmi încap lejer două bagaje mari de mână. Avem haion electric, îl putem închide și din buton. Se închide super frumos. Haideți să vedem cum arată decapotat acest SL superb. Îl pot activa din cheie și ne ia undeva la... Îl pot activa din cheie și o să dureze fix 15 secunde. Îl activăm. Activează geamurile prima dată. Și magia începe să se întâmple. Cât de frumos este tot mecanismul. Haide să-l vedem pe nou SL cum arată în interior. În premieră, SL primește 4 locuri. Accesul în spate se face relativ ușor. Și uite cât de frumos sistemul Burmester 3D High-End Surround este peste tot. Am două pe portiera din față și 3 numai pentru pasagerii din spate. Hai să dăm scaunul înapoi și haide să aruncăm o privire înăuntru. Noul interior arată incredibil de bine. Așa cum aminteam mai la începutul vlogului, bara din față cu formele acelea de Jetwing
Așa și gurile de ventilație, care parcă sunt niște motoare de avion cu reacție. Arată incredibil de bine și sunt iluminate, îmi plac la nebunie. Tableta, vedeta noilor modele Mercedes-Benz. O tabletă pentru SLE de 11,9 inci, care, ce să vezi, este și mobilă. Uite cât de tare, o activez și își modifică poziția. Au creat-o special pentru momentele în care conduc decapotat, în cazul în care soarele bate strict în tabletă și îmi încurcă vizibilitatea, atunci pot să-i modific poziția. N-am cum să nu vorbesc despre volan. Volanul nou cu inscripții AMG și cu padele noi, care arată superb. Au modificat complet, le-au redesenat. Butoanele AMG, unde am butonul pentru stilurile de condus, Sport, Sport Plus și, clar, Race pentru SL63, iar sistemul MBUX îmi place la nebunie. Nou sistem de unde pot să modific absolut toate detaliile. Dacă merg în sport, dacă merg în race, am acționare, tren de rulare și dinamica mașinii. Scaunele pentru noul SL. Cele pe care le avem pe mașina prezentată sunt scaunele Comfort, din tapiserie cu piele napa și cu sătură albă. Pe scaune Comfort poți să-ți pui încălzire, ventilație și chiar și masaj, iar lucru care mie îmi place la nebunie este că pot să-mi conduc mașina decapotată chiar și când sunt temperaturi scăzute afară, pentru că am Air Scarf. Air Scarf îl activez din butonul de pe ușă și voi avea căldură în zona gâtului. E superbă senzația, vă recomand, dacă faceți un test drive cu mașina asta, clar trebuie să o activați. Punem cheia la locul ei, în suportul de pahare. Aici am și încărcare wireless, deja mi-am pus telefonul și am un semn aici care mi indică faptul că încarcă telefonul. Haideți să vedem exact afișajul de bord, care este superb. Pot să accesez din căsuța meniu de pe volan și deja pot să mă joc. Am aici versiunea track pace, pot să selectez super sport, pot să selectez sportiv. În continuare am versiunea clasică. Mergem mai departe, avem și versiunea decent. Navigația arată incredibil de bine. O am pe absolut toată tableta de la șofer. Partea de asistență, partea de service și pentru partea de head-up display, iarăși putem să-l selectăm partea de sportiv, super sport sau standard, să-mi arate doar câteva informații, să nu fie un ecran plin. Mergem mai departe către tabletă. Aici, singurele butoane pe care le mai pot accesa ca și buton fizic să apăs pe ele ar fi AMG, de unde deja îmi pot verifica modurile de condus, și avem partea de polei, unde accelerația este redusă foarte mult, să nu derapez, individual să pot să-mi selectez eu exact așa cum vreau. Arată incredibil de bine afișajul și funcționează extraordinar de bine. Merg mai departe către Comfort, Sport, Sport Plus și Race. Funcții pentru performance, avem funcțiile pentru AMG, unde văd foarte, foarte multe informații despre lichidul de frâne, despre cât de încinse sunt roțile, presiunea, forța de greutate. Iar afișajul meu preferat pentru tabletă se găsește în meniul de performance, selectez motor și aici deja îmi arată în timp real accelerația. Kilowați împreună cu newton metri. Wow, cum se aude! Incredibil de bine! Incredibil de bine sonorizată! Mai departe avem butonul pentru cameră. Aici avem o ușă deschisă și un domn care face sport. Și pot să mă apropii foarte frumos de mașină. Hai să închidem ușa. Și pot să mă apropii super frumos de mașină. Mircea e acolo. Superb, superb, calitate video extraordinar de frumoasă. Po
pot să mă duc și mai aproape. Și o funcție foarte interesantă care combină partea de cameră cu coordonatele GPS ale mașinii, pot să salvez de aici poziție GPS memorată. Camera video va fi activată de fiecare dată când voi ajunge în zona aceasta. A venit vremea să vedem cum se simte un launch control în noul SL. Clar, trebuie să merg din butonul comandă rapidă, să mergem în sport, dezactivăm ESP-ul, piciorul pe frână la maxim și apăsăm accelerația. Deja în bord îmi indică faptul că suntem în sport handling mode. Ok, frână, sunteți gata? Să-i dăm drumul! 1, 2, 3 și... Gata, am terminat și test drive-ul. Acesta a fost review-ul interior, exterior și launch control cu noul SL. Dacă v-a plăcut, vă rog like, subscribe și dacă aveți alte curiozități sau sugestii pentru următoarele vloguri, ce modele interesante ați vrea să apară în vlogul nostru, vă rog lăsați acolo jos în comentarii. Numele meu este Ionuț Mocanu și în continuare prezentăm cele mai speciale modele marca Mercedes-Benz. La revedere!